Bună ziua, dragilor! Acesta este un videoclip care se intitulează De ce se comportă așa? Ce problemă are de fapt și nu vrea să-mi spun? Avem trei variante. O să vă rog să vă alegeți una dintre cele trei variante cu care considerați că rezonați mai bine. O să vă las câteva momente să vă alegeți varianta. Ok, sper că v-ați hotărât. Dacă nu v-ați hotărât, puteți pune pauză și să continuați după. Și am să încep cu prima variantă. Să vedem pentru cei de la prima variantă de ce se comportă așa. Hai să vedem. De ce se comportă așa? Pentru cei de la prima variantă. Și să vedem ce problemă are de fapt și nu vrea să vă spună. Haideți să vedem ce problemă are de fapt și nu vrea să vă spună. Aici pot să vă spun din start că dacă cumva v-ați gândit că nu vă iubește sau ceva de genul acesta, nu se pune problema că nu are sentimente pentru voi. Sentimente pentru voi are. Doar că, în acest caz, pentru unii, nu pentru toți, bineînțeles, nu e valabil pentru toată lumea, dar pentru unii este posibil să existe o soție sau o relație mai stabilă. Deci să mai existe încă o persoană în viața lui sau a ei. Și asta să fie unul din motivele pentru care se comportă mai rece, mai distant, mai... Poate că voi știți deja lucrurile astea, unii dintre voi, dar unii nu. E clar că e destul de greu să poată să fie în două locuri în același timp. Dar ceea ce este foarte important este că își dorește să facă o schimbare, își dorește să facă cumva să fie bine. Voi sunteți, din câte văd, persoane cu intuiție destul de bună și intuiți cam despre ce ar fi vorba, însă probabil nu aveți curaj să luați acțiune și să vedeți adevărata realitate. Această persoană, în relația în care o are mai stabilă, aș putea spune că e vorba de partea materială. Dacă există o soție sau există acea relație stabilă despre care spuneam, este posibil să nu vrea să părăsească acea relație din cauza stării financiare pe care o are alături de persoana respectivă. Ce problemă are de fapt și nu vrea să vă spună? Una dintre probleme este exact asta, că există altcineva în viața lui sau a ei și nu ar vrea să renunțe la cealaltă persoană. În acest moment voi sunteți ca și cum ați fi așa, într-un somn, lipsa noului, rutină, ați intrat într-o rutină, nu știți ce să faceți pe mai departe. E bine să stați să vă gândiți și dacă, într-adevăr, această persoană are o altă situație, lăsați-o să meargă în drumul lui sau a ei. Pentru că voi aveți ocazia să cunoașteți pe cineva, însă alături de care să fiți, să aveți sentimente, să aveți o relație de... chiar și de căsătorie. De ce nu? E posibil să fie o persoană din zodia balanță, dar nu neapărat. Însă, pentru că stați prea mult și așteptați această persoană, vă puneți frână singuri sau singură. Deci, fiți foarte, foarte atenți, atente ce faceți.
ați ajuns într-un impas, trebuie să vă schimbați modul de gândire și să acceptați o concepție pe care până acum ați refuzat-o. Probabil că multe sau mulți dintre voi v-ați gândit deja că trebuie să faceți o separare de această persoană, însă nu, poate n-ați avut suficient curaj, poate n-ați avut o justificare suficient de concretă sau nu știu cum să vă spun, n-ați putut trece, n-ați fost destul de puternică ca să și rezolvați această problemă mai devreme. Și acum ați ajuns într-un punct din nou în care nu știți ce să faceți. Ați vrea să și continuați, dar ați vrea să vă și opriți. Este bine să stați să vă gândiți pentru că, așa cum v-am spus, voi intuiția aveți și dacă intuiția vă spune că într-adevăr e cu altă persoană, e mai bine să renunțați. Este posibil ca să aveți impresia că ați ajuns alături de această persoană acolo unde v-ați dorit, dar să știți că lucrurile nu stau chiar așa. Aș putea spune că ați ajuns în punctul în care e mai bine să închideți acest capitol, să fie un final fericit, decât să fie ceva care mai târziu va fi cu lacrimi. Aveți șansa să aveți parte de vremuri fericite în care să vă bucurați de tot ceea ce vă oferă lumea înconjurătoare, abundență, calm și mulțumire sufletească. Aș putea să spun că dacă vă gândiți la acest nou partener pe care poate l-ați întâlnit sau pe care urmează să-l întâlniți, este partenerul vostru de viață. Chiar dacă în această relație voi ați fost amantul sau amanta, să știți că a trebuit să treceți prin situația asta ca să învățați anumite lecții. Ați avut anumite lecții de învățat, dar ideea este cum le veți folosi pe mai departe. De ce? Pentru că dacă ați învățat din aceste lecții ceva, atunci știți cum să acționați la această relație nouă care vine spre voi. Această persoană nouă, v-am spus, e posibil deja să o fi cunoscut. E posibil să o fi cunoscut ori la locul de muncă, ori în cadrul prietenilor. Poate cineva v-a prezentat această persoană. Dar alături de această persoană puteți avea calm, abundență, fericire, v-am spus, tot ce vă doriți. Ideea este, așa cum am spus mai devreme, ce ați învățat din acea relație pe care ați avut-o până în acest moment și cum veți ști să gestionați lucrurile pe mai departe. Cam atât am avut de spus pentru cei de la prima etalare. Sper că au fost informații care să vă ajute să luați acțiune, ca să spun așa. Să știți cum să vă formați viața. Ok, haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 2. De ce se comportă așa? Ups! La voi văd că situația e destul de complicată. În sensul că această persoană are din start multe vicii. Când zic vicii, mă refer și la amante, și la băutură, și la jocuri de noroc posibil, da? Deci are aceste vicii. Pe lângă asta, este posibil ca această persoană să vă fi creat o codependență, să depindeți de el sau de ea. Iar voi să nu mai știți acum ieșire. Această persoană a avut o perioadă în care v-a făcut atât de fericite și atât de împlinite și atât de asta, până a obținut de la voi siguranța că nu-i veți părăsi. Până a creat acea codependență. E, în momentul în care a obținut acea codependență, a știut că voi nu veți renunța la ei pentru că îi iubiți, îi adorați, îi așa, nu face altceva decât să vă facă să suferiți. Această persoană este posibil, nu ar fi nimic exclus, indiferent că e bărbat sau femeie, să se ocupe inclusiv de lucruri oculte pentru a vă ține alături. Aș putea să spun că da, există iubire între voi,
Dar această iubire aș putea spune că e o iubire bolnavă. E o iubire obsesivă. E o iubire care nu e tocmai ceea ce trebuie. Voi o să-mi spuneți, da, da, au fost și momente foarte, foarte frumoase între noi. Da, au fost momente foarte frumoase între voi, pentru că el și-a dorit să, cum să zică, să pună una pe voi. Dar acum nu face altceva decât să vă manevreze cum vrea. Voi, în mâna acestei persoane, nu sunteți decât o păpușă pe care o manevrează când vrea, cum vrea, unde vrea și așa mai departe. V-a promis probabil căsătorie, v-a promis probabil stabilitate, nu știu, ceva de acest gen. V-a făcut o grămadă de promisiuni, dar acele promisiuni au fost atunci, așa cum v-am spus, ca să pună mâna pe voi. Nu au fost ca să se și țină de ele sau nu au fost ca să fiți fericiți toată viața. Da? Deci, atenție mare! Hai să vedem ce probleme mai are această persoană. Și nu vrea să vă spun. Pentru ce e la varianta 2? Ce problemă are, de fapt, în acest moment și nu vrea să vă spun. Cu toate că problemele aș putea spune că vi le-am spus deja cam în prima parte. Dar haideți totuși, pentru că am făcut și această întrebare, haideți să vedem de ce. Pentru cei care sunteți în separare în acest moment, pot să vă spun că această persoană o să vă facă un mesaj. Dar atenție mare! De ce vă spun acest lucru? Pentru că această persoană vă face mesajul, dar nu vă face acest mesaj pentru că, vai de mine, ce mult contați voi pentru această persoană. Nu! Această persoană vă face acest mesaj pentru că are nevoie de bani. E posibil să vină la voi să spună să-l ajutați sau să o ajutați cu un împrumut. E posibil să vină la voi să vă spună, nu știu, dăm bani că trebuie să fac niște analize. O să vă ceară bani sub orice formă sau anumite bunuri. Aveți grijă dacă le dați, dacă dați acești bani sau dați aceste bunuri, pentru că înapoi nu le veți mai vedea. Aceste lucruri se pot întâmpla între 8 și 9 puncte. Voi știți, 8 puncte înseamnă 8 ore, 8 zile, 8 săptămâni, 8 luni, da? Dar aș putea să spun că această persoană vine și vă face aceste lucruri destul de repede. Această persoană este o persoană din trecut, e o persoană pe care o cunoașteți de câțiva ani, nu e o persoană pe care o știți de o lună de zile, ca să zic așa. De asta vă și spun. Atenție mare! Această persoană este o persoană destul de rece, o persoană destul de rigidă. Este o persoană care își vrea să-și vadă doar propriul interes. Nu-l interesează sau nu-l interesează dacă voi vă simțiți bine, dacă voi sunteți fericit, fericită, dacă voi, nu știu, poate vă doriți sau nu vă doriți copii sau mai știu eu ceva de genul ăsta. Nu. Această persoană își vrea doar propriul interes. Dacă e să facă copii cu voi, da, face copii cu voi, dar doar pentru a vă avea la mână, nu pentru altceva. Consideră că așa vă poate șantaja cu copilul și să-i dați bani sau nu știu, ceva de acest gen. Deci încercați să fiți foarte atent sau atentă, pentru că pentru cei care ați ales varianta numărul 2, din câte se pare, aveți destule nopți nedormite, vă treziți noaptea, poate transpirați cu coșmaruri și așa mai departe. Deci fiți cu băgare de seamă. Pentru voi aș putea să vă recomand să faceți acel sfat de protecție cu lumânărica albă și sare. Îl găsiți pe acest canal, deci nu e problemă, nu trebuie să căutați foarte mult. Dar dacă nu-l știți, faceți pentru că aveți nevoie de protecție, aveți nevoie de liniște, pentru că această persoană nu se lasă așa ușor de voi. Chiar dacă acum zice, a, nu te mai bagă în seamă, nu mă mai interesează persoana ta. Nu, îl interesează persoana voastră că poate profita de voi. Aici doar voi puteți manevra această situație în sensul că să puneți stop. Indiferent ce există între voi, indiferent cât vă șantajează, indiferent ce vă spune,
Și dacă vă spune, vai ce te iubesc, și dacă vă spune, dacă nu îmi dai bani sau ăsta, sau dacă nu te împaci cu mine, spun soțului sau prietenilor, sau nu știu, pun pe Facebook, nu știu ce, încercați să luați măsurile necesare și să nu mai îi dați satisfacție acestei persoane, că prin șantaj vă poate manipula cum vrea. Șantajul poate fi inclusiv emoțional, da? Nu trebuie să fie neapărat un șantaj în bani sau asta. Poate să fie, știe că voi vreți ceva, vă place ceva și vă, efectiv vă șantajează cu acel lucru sau acea idee sau nu mai știu cum, da? Deci fiți foarte, foarte atenți sau atente că această persoană nu mai vrea nimic de la voi, singurul lucru vă face rău. Deci, dacă vreți să continuați în ritmul ăsta, e strict problema voastră, dacă nu, puneți punct și luați-vă măsurile necesare. Cam atât am avut de spus pentru varianta numărul 2 și voi trece la varianta cu numărul 3. Haideți să vedem pentru cei de la varianta numărul 3 de ce se comportă așa. Aici vorbim în primul rând despre o soție. Nu știu cine este soția, dacă sunteți voi cea care vă uitați sau... Dar există o soție. Indiferent că vă place acest lucru sau... Chiar dacă nu este soție, este o persoană cu care are o stabilitate. Iar voi, dacă nu sunteți voi soția, voi nu sunteți altceva decât o opțiune pentru această persoană. Există pasiune între voi, dar asta nu înseamnă că va renunța la soție pentru voi. Deci, atenție mare! Da, și la voi văd că situația nu e una. Da, vine la voi, vă întâlniți, probabil că i-ați propus să facă niște schimbări, probabil i-ați propus să vină cu ceva mai stabil pentru că nu vă place această situație, nu vă simțiți confortabil, nu știu, ceva de acest gen. Poate că unele dintre voi s-au întâlnit deja cu soția și au avut niște discuții sau chiar prin mesaje și e clar că nu au fost niște discuții tocmai, aș putea spune, civilizate. Voi trebuie să fiți atenți peste 7 puncte, că în 7 puncte veți afla. În sensul că dacă nu știți că există o soție, e posibil să aflați că există o soție. Sau un soț, nu știu, ceva de acest gen. Aveți grijă, pentru că e posibil să fiți persoane care aveți probleme la inimă. Nu neapărat să aveți niște probleme grave, poate să fie simple palpitații. Dar în momentul în care aflați alte secrete despre această persoană, să nu fiți atente și să aveți palpitațiile mai mari și așa mai departe. Deci fiți foarte atenți la palpitațiile de la inimă. O să aflați multe secrete. La un moment dat nu veți ști cum să ieșiți din această situație, pentru că această persoană nu vrea să renunțe nici la voi, nici la soție, dar până la urmă e clar că trebuie să facă o alegere. Dacă nu, veți fi nevoite sau nevoit alegerea să o faceți voi, chiar dacă îi place, chiar dacă nu, dar trebuie să fiți hotărât sau hotărâtă, pentru că dacă voi, el sau ea nu vrea să facă decizia, voi vă lăsați așa când pe o parte, când pe cealaltă, atunci situația va continua așa. Pe când dacă sunteți cel puțin voi hotărât sau hotărâtă, situația asta într-un fel sau altul trebuie să se finalizeze, pentru că nu puteți să stați o viață întreagă într-o astfel de situație. Probabil această persoană ați cunoscut-o de curând și sunteți la început de drum și trebuie să vă evaluați capacitățile. Indiferent că sunteți la început, indiferent că nu, încercați să vedeți, ca să zic așa, adevărata față a acestei persoane. Pentru că altfel veți avea de suferit. E bine să vă recunoașteți propriile valori. Să o luați
Cei care, din câte se pare aici, sunteți persoane care ați început să mergeți pe calea spiritualității. Și dacă ați început aceste lucruri, vă recomand să vă țineți de aceste lucruri, dar în adevăratul sens al cuvântului, pentru că veți vedea în timp cât de mult contează această cale a spiritualității și cât de mult vă și ajută. Desfășurați-vă puterea creatoare, dar aveți grijă să nu vă pierdeți în multitudinea de posibilități. Atenție, pentru că mergând pe calea asta a spiritualității, veți avea diferite obstacole ca să se vadă dacă veți continua sau nu. Eu zic că indiferent de obstacole, ideea este să știți să le depășiți și să mergeți mai departe, pentru că, v-am spus, după veți avea și beneficii. Când zic beneficii, veți avea beneficii din partea Universului, în primul rând pe parte materială, dar nu doar atât, ci și sentimentală. Voi sunteți persoane care puteți să atrageți în viața voastră tot ceea ce vă doriți. Ideea este să aveți grijă cum folosiți aceste lucruri. Pentru că așa cum puteți atrage pozitivitate, puteți atrage și negativitate. Uneori poate nu înțelegeți de ce anumite lucruri vă merg rău. Pentru că, v-am spus, un singur gând negativ la voi vă poate aduce acel lucru negativ în viața voastră. Și e clar că nu vă mai merge nimic bine. De asta vă zic, atenție la gânduri. Voi știți bine că eu vă spun în permanență, gândiți pozitiv, gândiți pozitiv, dar mai ales voi, cei care aveți această putere de a folosi legea atracției, de a atrage în viața voastră tot ceea ce voi vă doriți. Pentru că o să vedeți în timp că așa cum atrageți lucruri bune, atrageți și lucruri mai puțin bune, dar dacă o să învățați să folosiți legea atracției, bineînțeles că veți atrage doar lucrurile pozitive, și ceea ce este foarte bine și foarte frumos atunci când știm să atragem doar lucruri pozitive. Absolut totul se schimbă și totul se schimbă în bine. Aveți răbdare și ascultați-vă vocea subconștientului, pentru că doar dumneavoastră știți cel mai bine ce e de făcut. În plan afectiv, simțiți nevoia de a avea o persoană care să vă înțeleagă. Uneori poate ați fost prost înțeles sau înțeleasă și din păcate acum trebuie să treceți prin asta, fără a exagera în nevoia de a dovedi tuturor că sunteți persoane integre. Nu trebuie să demonstrați la nimeni că sunteți o persoană integră. Cine vrea să vă vadă că sunteți, așa vă vede. Cine nu vrea, nu vă vede, indiferent cât încercați voi să explicați. Așa că important ca voi să fiți mulțumiți cu ceea ce ați realizat și ați făcut până în acest moment. Dacă voi sunteți mulțumiți, ce zice lumea nu are importanță. Urmează o perioadă în viața voastră în care vă veți exprima sentimentele mai pregnant ca înainte. Din punctul de vedere al vieții personale, veți avea o perioadă romantică, veți visa la dragostea perfectă, dar, din păcate, ea nu se va materializa în forma pe care vă doriți. De asta v-am zis, atenție mare, pentru că această persoană la care voi vă gândiți în acest moment e posibil să fie căsătorită. Și tocmai ăsta, sau să aibă o relație stabilă, tocmai ăsta să fie motivul pentru care se comportă așa. Dar, în același timp, nici nu are curaj să vă spună. E posibil ca în acest caz, v-am spus, când descoperiți toate aceste secrete, din cauza stresului, din cauza poate oboselii, din cauza nervilor, să o problemă de sănătate pe care o aveți să se accentueze. E mai bine să deja să vă gândiți la acest lucru și să vă luați măsurile de precauție, în sensul că dacă aveți o problemă de sănătate, e bine să mergeți, să vă faceți analizele și nu să așteptați să vedeți ce face sau nu face această persoană. Această persoană
atâta timp cât îi convine întâlnirea cu voi, stă în viața voastră. În momentul în care eu să-i puneți niște limite, o să plece. Când vrea vine, când vrea pleacă, dar depinde de voi ce vreți pe mai departe. Dacă sunteți soții, atunci această persoană nu prea vrea să plece de acasă, că e bine unde îi, cu toate că poate că i-ați pus în vedere că ori va alege pe voi, ori pe amantă. Da, nu știe ce să facă, momentan este pe un teren pe care alunecă destul de mult. Nu e că nu mai are sentimente pentru voi sau ceva de acest gen, doar că dacă poate să mai zboare din floare în floare, nu-l deranjează. Da? Sunt multe lucruri acum pe care nici voi ca soții, nici voi ca amante nu le știți. Atenție la peste 7-8 puncte, ce veți afla, ce veți auzi. Da? Și încercați să nu, indiferent cât v-ar durea, să nu puneți la suflet, pentru că v-am spus, din toată situația asta, voi, cei care vizualizați acest videoclip, veți ieși șifonați. Că pe cealaltă persoană nu prea o interesează prea mult. Eu cam atât am avut de spus și despre varianta numărul 3. Vă mulțumesc că m-ați urmărit și vă doresc o zi frumoasă în continuare. La revedere!